Salut! Noi suntem Cocolic și bine ați venit la primul video din anul acesta, așa că apăsați primul buton, primul buton de Cocolic de anul acesta să vedem cine îl dă și să vedem cine dă cât mai multe Cocolic-uri. Și ca să începem anul tare, vom începe cu ceva de școală, ce vă învață la școală și vom juca Trollface Silly Test. Așa că ziceți în comentarii dacă vreți să facem o serie, pentru că mi-e place super tare mult. Eu am vrut să jucăm jocul acesta, mi-e place foarte tare. Haideți să-i dăm drumul. Păi atunci joacă, na, hai să te văd. Să n-apeși nu, dar eu nu știu cum să mă joc, dar încerc. Hai să spun cum se funcționează. Da. Tu când apeși pe ochi, pe gură, pe nas, pe orice din imaginea aceasta, această profesoară, sau profesor, foarte frumoasă, care n-are prieten. Aceasta este o profesoară? Ai da, de capul da, n-are meu. Prieten, ea va reacționa și ea acum se uită în oglindă, se gândește, mamă ce faină sunt și dacă îmi pun machiaj, voi arăta ca o fată. Putem să apăsă și pe burtică? Da. Cred că are aici ceva. Doamna profesoară, are ceva la burtă? N-are. Are ceva la... Ha? Ce? Cred că o gâdelă când am apăsat-o pe cap. Level fail. Asta e puțin, avem un număr de apăsări. Da. Ai de cap meu. Haide să-i dăm drumul la... Aici, hai să spun ce ai de făcut la Trollface Quest. Trollface Quest. Ai de apăsat, da. Șters, okay. Clicuit așa mai mult, sau făcut așa, știi? Sau dat sus și jos, dreapta stânga. Hai să o gâdil. Fă-i ce vrei! Hai să o gâdilim. Încerc să o gâdil pe burtă, da. Nu se gâdile, deoarece are straturi de patru care le-a dat. Poți să dai click așa mai multe. Click în ochi? Da. Opa! Opa! Ce să mai fac, Felix? Ai idee? Deci, eu ți-am zis ce să faci la Trollface Quest. Deci, hai să spun o dată. Am înțeles. Poți să atingi diferite chestii, poți să atingi așa repede într-un loc, poți să ți-a apăsat într-un loc, poți să... Hai să ținem apăsat în ochi. Opa, ce s-a întâmplat? A aburit oglinda. Ok. I-am ținut apăsat pe ochi. Și acum? Vine să-i dau ăsta jos. Vine să-i dau prosopul jos. Apasă. Râde de mine. Level completed! Serios? Da! Deci dacă îi bași dești unui profesor, nu va râde. Da. Nu faceți asta. Și după aceea i-am făcut așa ca să-i dau ăla jos. Dau next level. Da, și bat palma! Cristina, asta când ești la baie. Asta e toaleta, hârtie igienică. O consum pe toată? Atât ai las eu lui Felix. Când? Level fail! Ca să nu zic o dată am folosit cartonul. Cât să dau? Păi ia-ți o dată și folosește-o. Este! Se pare că am dat așa scroll. I-am dat hârtie igienică la prof. Ce sigur că Cocos Cristina. Ia uitați, porumbei, am crezut că au trei ochi. Sunt așa de frumoși. Poți să-l pun în baltă? Stai aici. Nu vrea. Nu vrea. Uite asta. Dau la o parte. Dar pune pe tutor că calcă mașina. Așa? Mai trece acum. Level fail, se pare că ei vor să stea pe stradă, Felix. Ai idee ce trebuie să facem? Cocolișilor, ce trebuie să facem? Îi punem pe toți în apă să se spele. Cine mai a văzut porumbei dintre ăștia? Nu pune pe ăla care mâncă. Oh my god! Nu mai pot să mai trag, e prea mare. Nu mai vreau să... Cine a mai văzut un porumbel așa de gras? Zici că a mâncat trei cocoși. Nu mai merge. Care porumbelul? Ăsta cu porumbelul, da. Mâncă pe toți. Deci ăsta îl mănâncă pe ăsta. Hai, nene, că vreau să te mănânc. Ăsta îl mănâncă pe ăsta. Da. Și după aceea... Ai idee? Da, am o idee. Ce idee? E prea gras ca să-i miște și trebuie să fie mai aproape de el. Fac așa. Ceva de genul trebuie să facem, știi? A, înțeleg. Hai să încerc așa. Așa. Nu, cred că vrea să mănânci doar pe trotuar. Pune-i pe toți pe trotuar. Și acum mănâncă-i. Deci, cumva... Nu cred că e pe trotuar, dar cumva, dacă îl pun așa, da? Deci da. Ăsta. Așa. Și acum mănâncă-l. Auzi ce față avea. Trebuie cumva, stai, deci dacă ăsta îl mâncă pe ăsta. Da. Și ăsta îl mâncă pe ăsta. Da. Trebuie într-o anumită ordine, ce zici? Cum ciuciumaca îl mai mănâncă pe ăsta? Cum ciuciumaca îl mai mănâncă? Nu știu. Dă-i pe hint. Use hint, ia să vedem. Dă-i și pe asta. Adică ce înseamnă îi punem piciorușele?
Da, asta am făcut 2 din 2. Am făcut, dar ultimul... Cumva îl trage așa, nu vrea. Se pare că s-a săturat. Poate îi trebuie puțin un sânapă, știi, cu sos, ca să alunece mai bine. Stai puțin, că ne gândim noi că suntem gameri! Adică e degeaba aia apa, aia pe jos. Dacă îl pun pe ăsta aici așa, așa. Da. Și dacă pe ăsta îl pun să mânce pe ăsta și pe ăsta îl pun să... Așa. Așa, ca să fie aproape un galtu, vezi? Este... Că era prea gras ca să... Și am acum ia de pe el să râdă. Bate palma. Ce față am făcut! Nu pot să cred. Deci era prea gras ca să-i miști atât de mult. Trebuie să-i mai aproape ca să mânce. E dat cu ruși porumbelul acesta. Hai să dăm next level și să vedem. Un măr cu ochi. Nu, dacă... Să ne dată curată. Oh, l-ai tăiat! L-am tăiat! L-am supărat! Vreau să scot ăsta! Să scot ăla! Level failed! Stați puțin! Deci... De ce dai? Tai-l! Vreau să-l tai! Mai tai-l odată, să-i tai și râma aia! Aaaa! Bate palma! Woohoo! Level completed! Am tăiat viermișorul. L-am scăpat. Stați puțin că devine din ce în ce mai complicat! Aici trebuie să pui barca dreaptă. Mută pe la gras în față. Nu știu cum am făcut asta, dar am reușit. What the fuck? Cum scrie asta, descurcă amiabil. Amiabil? Uite, aici trebuie să faci origami. Cristina, ce scrie acolo sus? Troluto? De la ce vine? De la Naruto. Cine se uită la Naruto? Eu mă uitam înainte la Naruto, dar Felix la ce se uită? La manga, la? La ce? One Piece. Și la mai? Și la... La două lucruri se uită Gameru. Dragon Ball Z? Nu. Nu? La One Punch Man. Deci Gameru, adică eu, sunt incredibil de fain. Deci la One Piece. Și la One Punch Man. Mui la manga. Nu la animații, la manga. La ce mă uit eu? La manga. Se uită cineva la One Piece? Noi ne uitam și la animații, la One Piece. Fă-i origami. Deci, uite, îți faci acolo. Deci, urmărește așa, uite, vezi cum are la acolo, urmărești pe toate. Uleu, și cum fac asta? Vezi, le-am folosit așa și tu ai ieșit. Mi-a ieșit! Da, dar nu ieși maro. Aaa, trebuie să iasă maro. Atunci iau foaia asta. Poate nu e hârtie igienică. E caut un coș de gunoi. Nu pot să caut un coș de gunoi. M-am prins. Auleu, nu! Stai! Stai, că vreau să te... De la funduleț. Trebuie să-l șterge la funduleț. De la funduleț. Ce n-a apăsat? Cred că trebuie să rupă bucată. Da. Și ce n-a apăsat? Și acum ți-a apăsat pe fundul. Aaaa! De cap mi-a coșit așa mă rog. Nu pot să cred. Mi-a dat și miroase, Cristina, am bustur ochii. Nu, Felix, apasă tu, nu apăs eu. Femeie, tu. Apasă tu. Aaaa! Îmi place greu deși aia. Hai că te groși că asta a fost faină. Asta e cel mai nebun joc ever, frate. Ce față are ăsta? Ăsta e Iliuță Cheliuță. Trebuie să ai o ceapă să o depileze. Aoleu, i-a sărit în față, level fail. Dăm restart, trebuie să punem în chiuvetă? Dau drumul la apă, că știu că parcă ceva cu apa. Auzi, dar ia de pe față lui, poate râde. Nenea? Dar poți să dai tu, Felix. Felix, îmi ia degetul. Aaaa! Ce s-a întâmplat? Și-o epila fața. Ia de restat să-i vezi și tu. Aoleu! De pe față. Așa? Da. Nenea... Deci, nu, de nu. Pe față! Vreau pe față! Cristina, știți cum dă? Așa dă cu tot degetul. Deci dai numai pe față de sus în jos. Dar nu așa, așa cu vârful degetului. Cu vârful? Da, Cristina, că are unghii așa, dă cu tot degetul. Dar nu știu cum. Aoleu! Dar era o pictură sau ceva cu fructele așezate așa. Știe care va zice ce vorbesc? Ia uitați, avem un porcușor. M-am prins ce trebuie să faci. Vezi, porcușorul are un nas. Trebuie să-i punem în nas ăsta. Ăsta pe ăsta. Am pus porcușorul. Dă-mi la castofon. Uite și de-o profă. Așa râdea. Și nu puteai să râzi de înapoi. Dar în pauză râdeai. Ce muzică șmecheră de petrecere. Și acum ce se întâmplă? Mai dă un clip. Este mai complicat decât credeam. Eu aici m-am prins ce trebuie să faci. Ce? Ce cumva cu covorul? Lăpădița. Codița.
codița-mi pus în sus. Da. Și acum băgăm ăsta? Da. În nas? Nu. În codiță? Da. Aoleu, nu! Uite că e fericit de la... Stai puțin, dar acum... Felix, el nu mai face pe nas, face pe funduleț acum. Muzică de funduleț! Bine. Hai să dăm mai departe. Hai de capul meu. Ce se întâmplă aici, fraților? Aici ai, ai 6 încercări. Am 6 încercări. Dă-i doar click. A, asta e puzzle? Da. Păi da, nu știu cum. Păi dă-i, ca să semene. A, înțeleg. Păi nu, că aveai mai încercări. Oh! Ai 6 încercări. Restart. Așa, facem prima dată cu jos. Așa. Tânc și încă... Aoleu, nu mai am! Stai puțin că e mai complicat decât pare. Deci... Da, trebuie... Contează în ce parte pun degetul? De unde să știu? Nu! Am ghișit! Se pare că nu știu cum să fac ca să mi se ducă exact cum vreau. Nu, nu cred că trebuie să pui degetul într-un anumit colț. Felix, e mai complicat decât pare. Felix încearcă aici să dea scroll. Nu, trebuie să dai doar cu touch. Nu. Cu tap. Le dai la o parte pe toate. Le dăm la o parte pe toate? Da. E, acum trebuie să facem o față zâmbăreață? Gata, am reușit! Gamer! Deci nu puteam să facem din 6 mișcări chestia aia. Avem un trollbot, un roboțel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 butoane. Nu cred că e așa simplu. Are butoane acolo. Văd. Și apasă. Astea? Astea. Astea? Cu 1, 2. Păi da, și? Fac așa? Puff. Eu am crezut că cine știe ce parolă complicată. Eu am crezut că în ordine trebuie. Și eu. Facem o poză. Aoleu, cred că trebuie să schimbăm traiectoria. Oh my god. Aaaa! Era o sticlă de apă. Level failed. Cum? Nu asta trebuia să fac. Care sticlă de apă? Era, uite-te, când faci așa, are o sticlă de apă în mână. Vezi? Ok, și ce trebuie să facem? Ce trebuie să fac, Felix? Aoleu! Acum asta a fost pe bune! Nu mă așteptam. Oh, ce cină copioasă avem aici! Ce-s astea? Melci. Melci? Mm-hmm. Am crezut că cinnamon rolls. Am mâncat și eu, avea gust de... Am mâncat careva dintre voi melci. Are gust de... Și acum bea. Francez, mâncă melci. Cum adică? Nu ți-a plăcut? Trebuia să mai las unul în farfurie. Îl mânc cu mel pe el. Oh my god! Sănătate! Mulțumesc! Nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam la asta. Era un melc sub moasă, voi ați văzut? Să te văd la asta cu toaleta. Nu vrei hârtie igienică? Ce avem aici la toaletă? Băi, e complicat. A, este un magician! Da, dar nu, mai trece ceva. Mai dă-i cu o dată. Mai dăm cu o dată. Încearcă să dai click-uri multe după ce faci aia să care în jos. Dă-i click-uri multe. Aha! A, ce-am zis, dă-te palma! I-am stricat faza! Cristina e gameriță! Nu știu ce m-a apucat așa strănutul de noroc de anul nou. Ia să vedem un cavaler la poartă nouă. Avem un cavaler la poartă nouă. Păi bate ca să vină prințesa! Alo, prințesă, it's fine! De mâine merg la sală! Fata, vii! It's fine! It's frumos! I'm a domen! Fata, vii, te rog! Vreau să-l dezbrac de armură. Lasă-l îmbrăcat, că-s schelet de subt. Cum e schelet? Cheamă fata. Păi, dar nu vine. Vine o fata. Asta-i fata! Se pare că fata nu se va mai întâlni cu el, i-a căzut un clopot pe cap. A, mașină. Dar uite ce e modelul Hățel, Mercedes Hățel la mașină. Voi Mercedes vedeți? Hățel.
Voi vedeți ce mașină are asta? Merțan. Aaaa! Acum nu mai vede. Salutare, nene! Îmi pune ștergătorul. Level, trebuie să încercăm încă o dată. Deci avem ștergător. Da. Dar cum pornești ștergătorul ăsta? Ai idee? Dăm dublu click oare? Sau ți-a apăsat? Nu, după ce ai să faci, ți-a apăsat. Acum ți-a apăsat. Dar ți-a apăsat. Ți-a apăsat. Deci ai ținut apăsat, dar ridicat după. Bine, ia încearcă tu. Ți-a nu știu, să văd. Să vedem dacă reușește Felix. Deci dăm multe, multe, multe click-uri. A, le-a făcut așa cu mâna. A făcut. Și după l-a mâncat. Ce oameni! Nu pot să cred ai așa ceva. Ai văzut că l-am mâncat să mai vezi? Da, l-am văzut. Vrei să mai vezi? Nu, ai de capul meu. Nu mă așteptam la chestia asta. Ah, avem o pisicuță. Rock, paper, scissors. Da, hai că te pricepi, Cristina. La pun piatră șoarfecă. Ce alegi? A câștigat el. Ah, bă, nene, de ce ai câștigat? hai să încercăm cu piatră. Ăsta cu... Cum fac ca să-l înving? Pun două deodată. Ah, nu. Ceva cu pisica oare? Ai idee? Dă-i un pumn în cap. Trage pumnul în cap. Trage pumnul în cap. Cred că orice aș fi făcut, el tot ar fi câștigat. Da. Așa că asta a fost singura soluție. Pumn în cap! Rezolvă tot. Ce tare, parcare! Vremea s-a răutățit! Avem o umbrelă pe cap ca să ne protejeze de ploaie! Ce facem, plouă? Ia să dau ție umbrela jos! Cum putem să-i dăm umbrela jos? Ține apăsat pe nor. Ține apăsat pe nor. De drum. Nenea, mai e din să ploi. Dă click pe nor. Dau jos? Da. Sau mi-a ține apăsat pe nor. Ai de capul meu! I-am făcut inundație! Acum se pare că l-am udat pe tot. Tot e level failed. Ah! Da! Și cum așa? Cred că trebuie să-l mânci. Trebuie să mănânc norul? Dar prima oară, nu. Prima oară fă-i să stea, da, ca înainte. Și acum trage-l pe ăla în sus. Pe băiețel? Da, trage-l. Așa. A mâncat copilul cu totul. Și acum dă-l afară. Nu-i place. Bate palma! Cât de tare în parcare! O, ce căsuță! Asta este o fermă de ciocolată. Opa! Trebuie să-i dau una când vine? Da. Să vedem dacă suntem pe fază, îi dăm repede. L-am apăsat. A, cred că trebuie să ți-a apăsat, nu să dea una. A, serios? Când îl prins. Ia să vedem dacă reușim. 2, 3 și... Oh my god, când ți se urcă la cap! Deci țineți foarte tare apăsat, astfel încât să se miște, să se mărească. Păi să râdă. A, ce nervant. M-am descurcat, a fost fain ăsta, dar ai avut idee bună să ținem apăsat. Cine-i domnul ăsta? Nu știu, dă-i. Domnul măr? Am vrut să-i tai mărul. A, cred că trebuie să-i dau una în față. Ok. Deci dăm pălăria jos și acum îi dau una în nas. Nu merge. Cum s-a întâmplat așa ceva? Putem să-l facem să râdă? Și-am dat la țintă la cap. Tot nu l-am făcut. Nu îmi place. Se pare că este mai complicat decât credeam. Trage în jos. Așa trebuie, imediat, așa. Imediat. Deci, dăm ăsta așa. Și trag mărul jos. Sau de jos în sus. Nu, de jos în sus. Așa. Și mai dau de sus în jos. De sus în jos? Da. Ha-ha! Dar are capul mic acolo. Așa se mănâncă un măr. Da. Și ați văzut ce frezare. Are freză de măr. Super tare. O, nivelul următor. Troll TV. Bă, își bagă, dești un nas. Faci și noi la fel ca ăștia la televizor? Schimbă programul. A, schimb programul. Tot își bagă, dești un nas, Cristina. Nu vă mai băga degetul nas. Stai puțin, că acum nu mai are la ce să se uite. Știi, Felix. Știi ce făcea bunica mea când mergea televizorul? Îl bătea în cap. Păi nu, așa se bate în cap. Bate-l. Dă-i cu de jos în sus. De jos în sus? De sus în jos. Ce fericit e acum. Bă. Nu merge. M-am prins, ce trebuie să faci. Să-i dau una în cap. Nu, dai un alt televizor, da? Da. Și după aceea dai un om cu una. Ce ai făcut la televizor la om să faci? Ce ai făcut la televizor să faci la om? Da, imediat. Ce ai făcut la televizor să faci la om? A. Înțelegi? La omul ăsta, am crezut că la omul din televizor. Facem așa.
Dar nu, nu merge. Se dau și lui una în cap. Ține apăsat pe el, nu știu, poate merge. Ia să vedem. Facem așa. Și acum ține apăsat pe omul ăsta. Cred că omul din televizor trebuie să-i bage mâna în nas la omul ăsta. Ce trebuie să fac? Cred că cineva trebuie să-și bage degetul în nas. Asta e clar că trebuie să fac, da? Da, așa cum schimbă programul. Nu merge. Sigur trebuie să facem asta, deci așa? Eu cred că trebuie să schimb programul mai întâi și după aceea să-l bați. Na, schimbă programul, ia, hai. Deci schimbăm programul. Ca să bâzie, știi? Da. Acum și acum mai dăm una în cap. Și acum dă una în cap la ăsta. Nu mai pot că nu merge! Deci. Cum putem să-i dăm una în cap la omul ăsta? Deci, așa, merge bine. Cred că trebuie să-i apăsat, ia să văd. Mie mi-ar plăcea ca omul din televizor să iasă și să-i dea una lui în cap. Da, da, da. Ia să, da, dacă dau click-uri multe. Asta e un prezentator de știri care își bagă mâna degetul nas. Auzi, dar sub televizorul nimic? Nu, și dacă dau la hint o să ne arate. Stai că am o idee. Dau la hint, da? Acum de la hint. De sus în jos, da, am făcut asta. Da, asta de deja avem, știi? Aveți o idee, coculișilor, ce trebuie să facem cu... Free hints. Ok. Uite ce e o ață. Ce? Care, unde e ața? Asta de la bec, poate trebuie să-l dăm pe ea. Nu, nu, e sigur, dai asta în televizor și după aceea fac pariu pe cât vrei tu, că trebuie să-i dăm pumn în cap. Dar nu vrea de încolo. De joc! Habar n-am cum trebuie să-i dăm una în cap. Nu mai cați fața lui! Izira! Nu știu, Felix, eu zic că avem nevoie de sfatul cocolișilor. Sfatul cocolișilor? Da. Ai de mine, ne bazăm pe sfatul cocolișilor. Eu nu mai pot cu așa, deci dau... O să ne scrie în comentarii. Deci noi dăm de sus în jos. Mai încerc o dată. Da, și dacă nu ne ziceți voi în comentarii. Bagă degetul în gură. Bagă degetul în gură, hai, bagă degetul în gură. Poate trebuie să-l... Nu, cred că trebuie să-i dăm pumn așa, de la dreapta la stânga. Înțeleg. Deci îi dăm una, așa, și ăsta din... Bă, nenea, dă-i pumn! Nu, asta este, până aici am făcut troll face quest. Dacă vreți să mai facem episoade, rupeți butonul de... Cocolai, scrieți comentarii! Ce vreți voi? Și ne vedem data viitoare! Pa!